Țineți-vă bine! Am luat următoarele terenuri pentru următoarele patru case. Fiți atenți să vedeți voi poduri. Are și mai multă depozitare! Opa! Cinema, spălătorie pe strada câți rezidență. Ne-am trezit cu sânge în toată mașina, Jonuțule. Deci aici este situația, Jonuțule. Am venit și mi-am luat direct un PlayStation. Pleacă containerul! Ne mutăm cu ele în casă acolo! Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața, la 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 la. Jucăm trâmbițe și surle, Jonuțule, pe noua servitute pe care Nașu a făcut-o impecabilă cât eram la vas lui, fraților. Am drona în mână pentru că de îndată ce vom termina această dublă vom filma și cadrele de dronă la care voi vă uitați acum și pe care le savurați, sunt sigur, așa cum le voi savura și eu în momentul în care voi da click la vlog să mă uit, pentru că, după cum vedeți, fraților, în dreapta am scăpat de container. Ne-am mutat toată zona de materiale, după cum vedeți, în spate. O să mergem imediat și acolo să vă arătăm despre ce este vorba. Am cumpărat toți bolțarii pentru gardul nostru superb Hâț Residence, pe care îl știți. Am cumpărat și gresia, uite-o în spatele buldoului acolo, Jonuțule, pentru placat toate casele, nici mai mult, nici mai puțin de 600 de metri pătrați de gresie. Am calculat eu greșit. Ba nu, am spus eu, cred că ori mai puțin, ori mai mult, Jonuțule. Parcă mi-amintesc că spusesem ceva de genul 200 de metri pătrați per casă, deci nici chiar așa, 600 de metri pătrați, cu tot cu marjă de eroare. Ce mai avem de făcut? După cum vedeți, bannerele partenerilor noștri sunt cele care acum ne încurcă un pic frumusețea și OCD-ul în materie de Hâț Residence, Jonuțule, dar Nașu se va ocupa de ele, le va tăia fără să se chinuie să mai scoată fundația, ulterior îngropându-le încă 20 de centimetri în noua fundație, pentru că, țineți-vă bine, țineți-vă bine, am luat următoarele terenuri pentru următoarele patru case, fix pe strada Hâț Residence, fraților, pentru că, obiectiv vorbind, visul meu este să umplu această stradă cu căsuțe Hâț Residence, chiar dacă mai sunt pe aici, pe acolo, terenuri ale unor persoane fizice. Unii dintre ei nu s-au hotărât încă să construiască. A venit fratele vostru cu oferta de nerefuzat și iacătă că avem încă două terenuri, o să mergem să vi le arătăm imediat, pe care vom da drumul la următoarele patru case Hâț Residence de îndată ce Nașu termină aici aceste frumuseți de case. Vă las acum filmările de dinainte de plecarea la Vaslui, în care am făcut toată mutația de container, să vedeți cât de frumos a venit macaraua, l-am ridicat, l-am mutat, totul făcut, vino cu acorii și filmează, totul făcut la milimetru, fraților, deci vino mai încoa ca să se vadă frumos, să dea direct în OCD-ul tuturor celor care se uită la acest vloguleanu. Deci containerul a fost pus simetric pe cele două grinzi pe care le are casa vecinilor din spate, Jonuțule, palatul, așa numim noi casa aceea, palatul, l-am pus simetric acolo, ne-am mutat toată zona de container, mai avem și niște cărămidă rămasă. Nașu a turnat piatra aici pentru că l-am întrebat, zic, vrei să punem freza de pe acum? Și mi-a spus nu, întrucât, mare atenție, fraților, pe aici noi avem canalizare trasă, avem o grămadă de țevi prin pământ. Și mi-a spus Nașu, dacă vii cu compactorul acum, pământul nu a avut destul timp să se mai așeze el și să se bătătorească, motiv pentru care e posibil să riscăm să crăpăm țevile, să le sugrumăm, etc., etc. Unul dintre podurile acestei case este gata, o să mergem imediat să trag cadrele și să vă arăt și vouă cam cum arată un pod Hâț Residence. Nașu se ocupă de al doilea pod, pentru că, după cum v-am spus, podurile sunt lucruri pe care clienții le aleg opțional și le discută direct cu Nașu, dar ele există, dacă vor să și le utilize și le pot utila. Deci suntem pe cel mai frumos drum, Jonuțule, dar în sfârșit am scăpat de șantiereala aia masivă. Am pus un lămâi în stânga, un lămâi în dreapta ca să arate frumos așa pe când se va veni la noua vizită Hâț Residence și abia aștept să scăpăm de reclamele astea. Gata. Tragem cadrele de dronă și începem un daily vlogulescu superb, dar nu înainte de a urca să vă arătăm cum arată și podulescu. Aoleu, fraților, de când așteptam momentul ăsta, au venit băieții noștri să încarce containerul, pentru că eliberăm în sfârșit curțile de la noile case Hâț Residence. Jonuțule, Apusescu de domnești, Apusescu de domnești. Și acum luăm containerul de aici, îl urcăm pe camionașul ăla micuț, Jonuțule. Nașul făcea mișto de băieții că un milion de zgârietură. Îl urcăm pe camionaș și îl ducem încolo, departe, șbang, undeva în spate acolo, așa, ca să avem loc să întindem pământul. După cum vedeți, am făcut un plutura la toate curțile, am udat și lămâii, trebuie să le tăiem mâine crenguțele și gata, tată, pleacă containerul! Obiectiv vorbind, suntem pe ultima 100 de metri cu casele 6-10. În total, 10 căsuțe Hâț Residence până acum, Jonuțule. Ia uite-l, ia uite-l cum pleacă, revenim cu descărcarea. Ia vezi-l mâncaiaș gura lui cu apusul pe spate, așa frumos. Ia uite-l cum se mută. Biroul lui Nașu, tată. Biroul lui Nașu aici, lângă vecinile noastre care au făcut pe Pălățescu. Pălățescu, precum
spălățesc, înțelegeți voi. Ia uite-l și pe biroul Lunașu, cum îl punem direct aici frumos. Am relocat materialele în ordine și disciplină, țaca-paca. Aici o să fie biroul, noua pozițiune. Iar noi am eliberat aici. Ia uite, uite și tu. Uitați-vă, băi, ordine și disciplină pe șantiere, bă, băiatule, bă! Deci, ca să ne înțelegem, fraților, OCD-ul rămâne și pe șantiere. Am stabilit cu Nașu să avem containerul fix așa, rang. Cât, Jonuțule, în mezamplas cu asta de la clădirea vecinilor, da? Hai să vedem dacă ne iese. Stăm pe băieți până îl pun la milimetru, ești nebun. We have a lift off. Houston, we have a lift off. Na 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 na. Cât de tare, haide! Hai, băiatul meu, pe centru. Nașule, să înțepânească Jaxana cum vine la milimetru, uite de tu. Le facem frumos și vecinilor. Ne mutăm cu ele în casă acolo. Iau de-l până și a zis, Nașule, du-te și stai la centrare acolo, că dacă nu-i pe centru casei, nebunesc să mă rog Jaxana. Ia uite-l, stai să-l vedeți, mă dau mai în spate așa, ca să înțelegeți cât de frumos. O, perpendicular, perpendicular! Mai la stânga, da, 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 mai la stânga. Azi, mă, liniștiți, nebunilor, păi ce credeți că băieții mei ne lasă așa? Ia uite-l, ia uite-l, mâncai aș gura lui, ia uite-l, vezi cum s-a liniat deja? Ia uite-l, ăla-i Nașule, ăla-i. Al duc mai în spate acum, îl duc mai în spate. Ideea e când îl lasă pe pământ, atunci vedem cum e treaba cu OCD-ul. Ăla e, dă-i jos, dă-i jos. Opa, mamă, ce ai mă talent. Bagă-i Nașule niște șipcărele acolo. Tovarășul Nucușorul e echipat masiv, Jonuțule, șlefuiește, motiv pentru care nu trebuie să înghită prea mult praf. Ne pregătim să facem băile SSAB superbe. Ăsta este dormitorul matrimonial, după cum bine îl știți deja. Haideți să vă arăt un pic cum se vede și de sus, bă, pe lângă cadrele de dronă. Ia uitați-vă, fraților. Ia uitați-vă, opa! Ia uitați-vă cum se vede mâncaua, tata servitutea frumoasă. Ia uite-le terenurile în spate cu pământ, umplutură compactată, tot ce trebuie. Ah! Și după cum vă spuneam acum, hai să ne întoarcem în dormitorul matrimonial. Aici, deasupra dressingului, lângă baia sexy neagră, va fi urcarea în pod. Fiți atenți să vedeți voi poduri. Ia fiți atenți, fraților, cât a podălău au căsuțele Hâț Residence, că nici noi nu știam. Uitați-vă cât de frumos l-a făcut Nașu cu OSB. Este înțelegerea lui cu clienții și, sincer vă spun, bă, fraților, că mi se pare un spațiu extrem de cool. Are 1,10 m acolo înălțime. Aproape, aproape că poți să stai în picioare, doar că foarte cocoșat, dar pe ciuci n-ai nicio problemă. Și imaginați-vă câte lucruri poți depozita: biciclete, snowboarduri, trollere, cutii de pantofi, îmi spuneau clienții. Incredibil de mare spațiu, neașteptat, fraților, și mă bucur foarte tare că uite, dacă e nevoie de depozitare, Hâț Residence are și mai multă depozitare. Ia vedeți, fraților, că v-am spus că vă arăt și noul loc de depozitare a materialelor. Ia uitați-vă cât de frumos sunt puși bolțarii, Jonuțule, containerul nostru simetric așezat. Acolo mai avem în continuare materiale, iar aici gresiuca, popii, buldoul, ordine și disciplină, Jonuților, cum știți că ne place să fie în toate, de la casă până la mașină și la muncă, la șantiere. Deci, Jonuțule, ca să înțelegeți cum este viața asta și cum ne poartă și pe stânga și pe dreapta, dacă vă amintiți și sunteți urmăritori vechi, cu ștate vechi, Jonuțule, acest teren a fost al meu. L-am cumpărat, dar pentru fapt că nu aveam două parcele una lângă alta și pentru că atunci când faci patru căsuțe, împarți servitutea jumătate de pe un teren, jumătate de pe celălalt și atunci nu trebuie să-ți bagi joc de curtea primei case, am renunțat la el. Au fost momentele alea când știți că voiam să facem cinema, spălătorie pe strada Hâț Residence, a fost și concursul acela pe care l-am făcut cu facultatea cu care am colaborat înspre a primi idei de la tineri, însă într-un final mi-am dat seama că mai bine vând terenul și folosesc banii pentru a investi în terenurile de acolo unde sunt actualmente cele patru case, Jonuțule, și unde este și casa mea. Bănesc că deja știți foarte bine strada. Aici în stânga este terenul lui Ales, cu vechea poveste cu Căcănescu, Jonuțule, care, mare atenție, acum își construiește și gardul. Deci imaginați-vă cât de frumos se va vedea când va fi acolo gard. Am vorbit deja cu Nașu să băgăm buldo, să mai curățăm odată terenul ăsta, pe care am ochii și pe ăsta, este al lui Cătălin. Cătălin a spus că își dorește să construiască, dar nu este 100% sigur. Deci cine știe ce ne va rezerva viitorul, poate mai vedem și aici câteva căsuțe Hâț Residence. Și într-un final am vorbit cu prietenul Bobby, pentru că aici este un proprietar pe care îl și cunosc și mi-a spus că mă lasă să-mi îndeplinesc un vis, fraților, și îmi vinde și terenul lui înspre a avea două parcele și a mai face aici încă patru căsuțe Hâț Residence. Prețul a crescut exponențial, știți foarte bine că vorbeam în vlogul de zilele trecute cu căsuța mea, însă este o chestie pe care orice dezvoltator și-o asumă. În momentul în care o zonă crește și prețul terenului crește, implicit și prețul căsuțelor va crește pe viitor, însă noi încercăm să ținem prețul cât mai jos în raport cu ceea ce oferim. Așadar, astea sunt terenurile
terenurile noi, am fost până la primărie, am mai rezolvat un pas cu recepția noilor căsuțe pentru a putea demara procesul de vânzare și cu clienții. Este nevoie de recepție, întrucât atunci când o casă este achitată o parte prin credit bancar, banca are nevoie de recepția casei. Jonuțule, am lăsat un pic drona să se încarce, tragem și cadrele și plecăm, din păcate, către spital, pentru că al nostru cheluțu a reușit să-și facă o mare boacănă la picior. Ne-am trezit cu sânge în toată mașina, Jonuțule. De fapt, s-au trezit Cori și cu Edi cu sânge în toată mașina când eu eram pe scenă la vas lui și am concretizat că ori și-a rupt o gheruță, ori s-a tăiat la lăbuță în ceva, pentru că a stat tot weekendul cu șosetuță și bandajat și cu baneocin. Iar acum mergem să vedem unde a pățit vulpea rană. My brothers m-a lovit. Weekendul trecut am fost la un prieten pe nume Mihai. Am intrat în casă, eu nu mă prea joc pe PlayStation, că nu prea am timpul necesar, dar am văzut că a apărut un joc de pe vremea dinozaurilor, reeditat, variantă nouă, se numește Diablo, fraților. M-am îndrăgostit pe loc. Eu când eram mic jucam Diablo, derupeam pentru cei conesori, jucam cu Paladinul. Am văzut că la Diablo nou acum nu mai există Paladin, dar există Barbarul, un alt personaj care îmi plăcea, motiv pentru care am venit și mi-am luat direct un PlayStation Slim, varianta cu CD. You never know. Uite, spre exemplu, un joc ca GTA 6, e mișto să-l ai și pe CD, nu neapărat că nu poți să-l iei de pe Store sau Stream sau Mim sau Pim. Dar e mișto să vezi CD-ul ăla în casă. Fizică, Jonuțule, că ne ia după aia de codiță lumea dacă deducem PlayStation-uri pe firme. Cât e, ce preț are? 2999. Eu uite-l, 2999, dar este cu două controlere și este și Slim, Jonuțule, deci obiectiv vorbind, m-am echipat și mai mult de atât, am venit în AFI pentru că vreau să-mi iau un traininguleț. În incursiunile ei la Mall Cori a văzut un training șmecher, Jonuțule, iar eu sunt trainingarul șef. Am intrat și în drumul spre training am făcut și un ocol așa mic, după care mergem cu cheluțul la spital, după care mergem la F64 să ne dotăm cu scule pentru New York. Deci mai sunt nici mai mult, nici mai puțin de 7 zile până când plecavom în NY, baby. Johnule, bine că am pus mâna pe PS-ul, că eram dezamăgit rău de tot. Deci fiți atenți, ăsta este pantalonul și într-adevăr e senzațional, dar au venit fără bluză. Bluzele sunt numai la fete, de aia văzut Cori training-ul complet. Dar mă gândesc totuși că săptămâna viitoare în New York n-avem cum să nu găsim toate nebuniile pe la Jordan, pe la Nike și pe la astea. Anyways, poate o să ajungă și la noi bluza și mi-l iau și pe ăsta dacă nu l-oi găsi acolo. Haideți să decolăm. Uitați-vă, vă rog frumos, la fiorosul cheluțu cum tremură când ajunge la veterinar, fraților. Deci, bă, ăla care te terorizează, ți-e frică de el, mușcă, face ca toate cele, ca diavolul tasmanian. Uitați-vă la el cum tremură ca un fătălău. Uite, uite, deci dați-mi, doamna doctor, îi punem acum masca de Hannibal Lecter, Jonuțule, și îl analizăm. Vă lăsăm și vouă pe ecran pozițiile ca să vedeți de unde a plecat totul. N-a fost chiar o glumă ce s-a întâmplat sâmbătă la vaslui. Acum îl consultăm și revenim imediat cu diagnosticul. Deci aici este situația, Jonuțule. Doamna doctor a luat și o lamă, pentru că e vorba de formațiunea asta, care arată destul de ciudățel și am vrut să vedem că suntem siguri că nu e ceva, ferească Dumnezeu, mai periculos. Nu este. Doamna doctor și cu domnul doctor s-a uitat la microscop. Treaba nu este nasoală. Ne-am mai uitat încă o dată ca să vedem să nu cumva să fie o țepușă acolo, dar i-am spus doamnei doctor, zic, implicit ar fi șchiopătat dacă era ceva nasol, vă imaginați? O să-i facem un antibiotic cu efect retard. Ce înseamnă asta? El se duce în corp în mod lent și ține 2 săptămâni ca să nu fie nevoie să-l îndopăm pe guriță cu antibiotic. Asta este injectabil și probabil că încă niște pastiluțe pentru următoarele zile, ceva antiinflamator, ne-a spus doamna doctor. Și uite așa, vulpea și-a rezolvat rana, hăți, Johnule. Dar important este să nu lăsați lucrurile astea așa ca și cum, bă, trec ele de la sine, pentru că, ferească Dumnezeu, se poate transforma în ceva mai urât. Într-o infecție mai nasoală sau, doamne ferește, cine știe ce formațiune să fi fost pe acolo. Bine că nu e. Bă, observ că de fiecare dată când plecăm undeva, venim la tovarășii F64 ca să ne mai dotăm puțin. Îmi aminteam acum exact, deci, deja vu ăla monstru, când veneam să luăm punguța pentru dronă înainte să plecăm în Laponia, bă, fraților. Parcă mai ieri am fost în Laponia. Doamne, ce frumoasă a fost a doua vizită, nu o regret absolut deloc. AMR 7 zile până plecăm în New Yorkulescu. Am venit să luăm așa filtru de polarizare ca să nu mai avem probleme cu glerurile, cu reflexiile în sticlă, pentru că vă dați seama, ne vom lovi de foarte multă sticlă în New York, mai ales acolo la The Summit sus, unde zice Cori să mergem, Jonuțule, să arate senzațional. Și pe lângă filtru de polarizare am venit să luăm clasicele și noile lavaliere DJI, alea cu carcasa transparentă, Jonuțule, pentru că în primul rând sunt dintre cele mai bune, din ce am auzit și noi din piață, și în al doilea rând, New York-ul va fi extrem de gălăgios. Mai mult de atât, mâine ne pregătim să filmăm partea a doua a Îți dau 1 milion și o șaormă și îmi citești DM-urile de pe WhatsApp. Așadar vrem să fim mai conectați pe parte de sunet, neînsemnând că ne vom despărți de super microfonul nostru, Jonuțule. Ia vezi, Jonuțule, facem probă de reflexie să vedem ce am luat. Deci n-am găsit lavaliere, n-am găsit baterie de dronă, dar am găsit filtru de polarizare, which is good. Acum aia, asta e prima variantă, da? Și acum, deci, Jonuțule, nu ne dăm seama care e treaba, dar n-are cum să nu fie. Cel mai bun e Hoya, Moya, Meca 2, Howless, Bowless, n-are cum să nu fie bun. Nu se vede nimic pe ecran, nicio diferență? Pare că mi se pare că
se schimbă ceva, dar nu. Da, mă, uite-l în dreapta. Gata, fraților, uitați-vă aici. L-ați văzut aici, da, ne-am jucat cu el un pic. Probabil că na, acum tu ce te așteptai să-ți vadă țica clară toată? Nu se poate nici chiar așa, dar am înțeles că filtrul este bun și pentru momentele în care filmezi mașini și ai reflexia ta în mașină. Deci teoretic, mă, rău n-are cum să fie. Important este că încă suntem în căutare de lavaliere, pentru că nu le-am găsit pe stoc aici, dar le-am găsit în alte părți pe stoc. Să vedem care este magazinul care ne livrează cel mai repede. Decolăm către Giurgiu, către palmieri. Giunule. A few hours later, Gionuțule, pentru că ne-am luat cu palmierii și s-a făcut târziu și am uitat să închidem vlogul de ieri. Astăzi am filmat super challenge-ul pe care o să-l vedeți mâine, Gionuțule. Îți dau 1 milion și o șa urmă dacă îmi citești ultimele mesaje din telefon. Am băgat și un plus valoare challenge-ului pentru că este săptămâna doamnelor și a domnișoarelor și încheiem și acest daily vlogulescu cu încă o zi în minus spre plecarea către New York. Gionuțule, abia aștept să documentăm totul și să vă arătăm secundă cu secundă cum este acolo în America asta, pe care toți o considerăm așa o chestie nemai văzută. Cam atât de astăzi. Spune un alta, nu uitați la subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie din lume, noi suntem aici spre a face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați la follow pe Instagram, Corile Veu, sunt Dorian. Follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea nu uitați să aveți o zi, o cafeluță, o săptămână și o primăvară mirobolante. Merg mai departe, departe de toate. Țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7. Că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte.